Salut și bine ați venit la o nouă aventură alături de mine. Astăzi o să facem o tură prin Ploiești. O să vă arăt tura mea preferată de 10-15 km, unde mă delectez atunci când nu am timp să plec din oraș. Acesta este setup-ul de astăzi. Am ales o bicicletă full suspension cu furcă upside down pe față, bicicletă full carbon. Am luat la mine apă, pompa, o cameră în caz că mi se sparge vreo roată, dar nefiind foarte departe, cel mai probabil iau un taxi. Am o sunerie, suportul de telefon de la Quadlock și un selfie stick pe care voi pune camera atunci când merg pe bicicletă. Voi începe această tură de la Gara de Vest și pe parcursul turei vom discuta despre motivul pentru care încă mă plimb pe bicicletă și nu mă vedeți pe motocicletă. Urmăriți episodul și veți vedea care este motivul. Așa cum am spus, tura aceasta începe de la Gara de Vest, iar în primii kilometri probabil vom mai avea diverse ajustări de setup. Deci am plecat de la Gara de Vest și acum urcăm podul de la Vest și vom merge către parcul municipal. A fost un pic extenuantă urcarea asta, mai ales că nu am mai mers cu bicicleta de peste 3 luni. Am coborât podul de la Vest, acum mergem pe sub el. Practic am traversat căile ferate, puteam să traversez căile ferate și pe jos, însă trebuia să ridic bicicleta. Și de ce să mă dau jos de pe bicicletă când pot să merg pe pod? Puțin extenuant, ce-i drept, însă am ieșit să fac mișcare, nu să mă ferez de activități extenuante. Dacă voiam să mă ferez de activități extenuante, stăteam foarte bine, mersi, în pat și trăgeam un pui de somn. Acum mă aflu exact sub podul de la Vest, iar eu fac dreapta, în direcția aceea, și în spate este un alt traseu pe care îl folosesc destul de des, care duce către Strejnicu, Târgșorul Vechi. O pădure superbă acolo. Dacă nu mă înșel, îi zice la un moment dat Crângul lui Bot în zona respectivă, dar foarte frumos. Și în acest moment pe stânga am Gara de Vest, iar pe dreapta Parc Vest, Parcul Municipal. Spuneam că în episodul de astăzi o să discutăm despre motivul pentru care încă mă plimb cu bicicleta și nu fac videoclipuri cu motocicleta sau cu alte echipamente. O să înțelegeți imediat de ce zic alte echipamente, pentru că am o surpriză atât pentru voi cât și pentru mine, pe care nu mă așteptam să o îndeplinesc atât de repede, dar uite că situația aceasta cu permisul moto m-a obligat să fac pasul. Așadar, în luna noiembrie 2023 am început școala pentru categoria A. Categoria A era un vis pe care l-am avut încă de la vârsta de 18 ani, când părinții mei mi-au plătit școala pentru categoria B. La 13 ani eu am avut scooter de 49 de centimetri pe care l-am condus până la vârsta de 18 ani. Mi-a plăcut foarte mult. Am făcut aproximativ 30.000 de kilometri pe scooter, dar la vârsta de 18 ani tatăl meu nu a fost de acord să îmi plătească școala și pentru categoria A. Așadar, am luat permisul pentru categoria B. Ulterior s-a schimbat legea și nu s-a mai putut
opta pentru școala de șoferi pentru categoria A până în vârsta de 24 de ani. Când am avut 24 de ani, deja eram pe propriile puteri și nu mai depindea de părinții mei să-mi plătească școala de șoferi sau să-mi cumpere vehicule. Așa că acest vis a rămas în pom. La vârsta de 30 de ani, acum revenim la povestea de mai devreme. Bine, în noiembrie nu aveam 30 de ani, aveam încă 29. Am mers, am făcut școala pentru categoria A. Am terminat școala. Am mers să dau sala undeva în luna noiembrie-decembrie, nu mai știu exact. Am luat sala cu 20 din 20 și am vrut să mă programez la oraș. Nu m-am putut programa la oraș, deoarece programările pentru categoria A, proba practică, poligon și oraș, programările încep în 1 martie. Însă, de data aceasta au început pe 20 februarie. Eu am fost acasă până pe data de 23 februarie, însă nu am fost informat. Așadar, pe 23 februarie am plecat de acasă, iar ei pe 20 au dat drumul la programări. Eu am plecat liniștit la muncă și când m-am întors pe 1 aprilie, ce să vezi, am mers să mă programez. Și programarea este pe 21 iunie 2024. Asta înseamnă că am de așteptat aproape 3 luni pentru categoria A. N-ar fi o problemă, însă eu mi-am cumpărat deja motocicleta și echipamentul încă din luna decembrie 2023. Faptul că am cumpărat motocicleta încă de iarna trecută nu este un lucru rău, pentru că, după cum știți, omul gospodar își cumpără iarna car și vara sanie, însă echipamentul de protecție putea aștepta, deoarece suma investită în echipament a fost destul de mare. Bună ziua! Așadar, după ce m-am programat la oraș și după ce mi-am dat seama că sunt aproape 3 luni, în următoarea seară nu am putut să dorm. Am fost foarte supărat. Așa că am căutat o altă alternativă să îmi ocup timpul. Am bicicletele, monociclul este foarte distractiv cu ele. Însă aveam nevoie de ceva puțin mai palpitant. Așa că am intrat pe internet și m-am oprit la ATV-uri. Având în vedere că ATV-ul se conduce cu categoria B, nu am stat pe gânduri și dimineața am comandat un ATV. Ia uite, iepuraș. Iepuraș, coconaș. Cât e? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cu încă 3 acolo, 10. Și câți ori mai fi? Foarte mulți iepurași și foarte drăguți. Așadar, dacă ați văzut postarea mea de pe canalul de YouTube, probabil deja știți despre ce ATV-o vorbesc. Și alaltăieri, în cursul zilei, ATV-ul a sosit. Bineînțeles că trebuie să așteptăm o săptămână pentru întocmirea actelor, înmatriculare și așa mai departe. Dar cel târziu, vinerea viitoare, mă voi putea plimba cu el, așa că putem continua cu videoclipurile. Am luat această pauză de o săptămână în care nu am postat nimic, pentru că am fost puțin mai ocupat. De fiecare dată când mă întorc acasă, am o listă cu 15-20 de lucruri pe care trebuie să le fac. Mai am câteva lucruri foarte importante pe care trebuie să le fac, însă un prieten foarte bun, care e acum plecat pe meleaguri franțuzești, întârzie să apară să le rezolvăm, pentru că doar împreună le putem rezolva. El este foarte priceput în lucruri de orice fel, de natură, de renovări, de construcții, orice lucruri de genul acesta.
Iar eu pe altcineva nu bag în casă pentru că ar însemna să stau cu nervii la pământ. Și atunci prefer să-l aștept. Pentru când va avea timp, când se va întoarce pe meleaguri românești. Bună ziua! Aceasta din urmă a fost pensiunea la Nina. Ei, nu-mi spune că au de gând să asfalteze, că asta chiar că nu mai cred. Dacă ar asfalta strada asta, ar fi bestial. Cu minte, băiatul, stai cu minte, că nu-ți face băiatul nimic. Stai cu minte, că nu se întâmplă nimic, da? Așa, stai cu minte. Mănâncă și tu un iepure, ceva. Lasă-mă pe mine în pace. Și uite așa, m-am pricopsit cu motocicletă și cu ATV-ul. Ambele în garaj. Una înmatriculată pentru care n-am permis, una nenmatriculată pentru care am permis. Și mă plimb cu bicicleta în luna lui aprilie, pe data de 4, cred că suntem. Habar nu știu. Iată că am ajuns și la stradă. Acolo este centura Ploieștiului. Iar acolo este o gară, nu mi-amintesc exact numele, Halta Ploiești sau nu mai știu exact. Mergem imediat și vă arăt despre ce e vorba. Ia uite, gunoaie pe aici. Bună ziua! Acesta este drumul care duce la gara Ploiești Triaj. Ia uite o făzăniță, ia uite și o făcuță, bună. Bună ziua! Bună! E bun drumul pe acolo, pe unde vrei. Păi unde vrei să mergeți? Dacă vreți să mergeți acolo, mergeți pe șosea. Nu, că nu pe aici vin, vă spun eu pe unde să mergeți. Deci mergeți pe șosea până în țeavă. Și până în țeavă faceți la dreapta. Că pe aici nu dați nicăieri, deci pe drumul ăsta pe unde m-ați văzut pe mine, peste 50 de metri fac stânga. Sau puteți să treceți pe aici, pe lângă gară. Înainte de țeavă faceți dreapta și ajungeți direct la vest. Da, mergeți pe drumul țevii. Caut pe furt astea. Ce? Păi de-astea cu bani? Cu 50 de bani? Sau? Da, da. Cine aruncă? Cu garanție. Am mai găsit pe la coșul. Pe acolo, uite, mai e unul acolo, dar o fi cu garanție. Nu știu, să vede. Păi și trebuie să vadă eticheta, că dacă nu se vede eticheta... Da, am înțeles. Deci aruncă lumea și de-astea. Aruncă. Eu le păstrez, că da, până la urmă le plătești și le păstrez, da. Dacă n-are simbolul. Știu. Aici îi degea. Da. A, și mergeți așa și căutați, da, peturi. Întâi mă duc pe la braț, pe ce? Mă duc pe la bine asta. Păi și unde le reciclați? Nu mai... E la gara de sud, fostul 1 mai. Da, da. Uzina 1 mai. Sunt trei de-astea. E Lidl-ul, Kaufland-ul și ăsta altul, Carrefour-ul. Și merge oriunde. Da. Am înțeles. Și vă dă bon și puteți să... Nu, le introduci. Da. La ora aia acolo. Dar numai de astea cu simbol. Da, da. Indiferent ce e. Că e doză de bere, de suc sau bidoane de apă, de suc, de bere, da, alea mari sau mici, depinde. Da. Tot 50 de bani deci, e fiecare. Da, 50 de bani. Introduci unul după celălalt și ți apare pe ecran acolo. Deci ai introdus bidonul sau cutia, 50 de bani. Iarăși
un leu și crește tot așa. Da, da, am înțeles. Câte ai. După ce ai terminat cu totul, apeși pe plată și ți iese bonulețul cu suma. Eu mă bucur că, uite, nu o să mai arunce oamenii pe jos. Da. Dar văd că tot aruncă, dar măcar sunt unii care strâng. E bine. Asta deci e bine, totul e spre bine. Ce să fac mai până la pensie, dracu, am 57, fac acum în mai. Până la 60. Cine mă mai angajează? Tata. Și apoi fac și un bar pentru țigară, pentru pâine, că de băut. Găsiți vreo 30-40 pe zi? Găsesc mai mult. Ah, e bine. La 3 sau 1. Da, dar nu e rău, că mai ales cu bicicleta. Da, dar trebuie să mai umblu și pe jos așa. Da, da, așa e. Să aveți spor și o zi bună. Mulțumesc frumos. Sănătate. Salut. Deci ați văzut cum se face bănuțul. Dacă ești perseverent și muncești. A zis omul că strânge minim 40 de peturi pe zi. Așa că îi urăm mult spor. Ia să vedem. Uite, am găsit și noi un pet aici. Ia să vedem, avem noroc. Facem și noi 50 de bani. Ia uite. Fac pet. Nu facem 50 de bani. Ia uite, o sticlă aici. Ia să vedem. Fac. Nici la asta. Dar cineva ar trebui să facă o ofertă în care să spună: da, domne, îți dăm 10 bani pe orice pet. Și astfel am rămâne fără gunoaie pe străzi și fără gunoaie în natură. Într-un fel mă bucur pentru nenea asta că strânge peturi și face bănuți. Într-un fel îmi pare rău pentru faptul că nu e normal să mai fie așa ceva. Nu e normal să se mai găsească peturi de astea pe străzi. Uite, ploiești triaj. Uite, domne, sunt niște urme de ATV-ul pe aici. Cine o fi trecut, domne, pe aici? Ia uite ce urme, domne. Stai cu minte! Stai! Așa! Cu minte! Că te mănânc! Așa. Bun, și acum să vă explic de ce m-a programat abia pe 21 iunie. După cum știți, județul Prahova este cel mai mare județ din țară din punct de vedere al numărului de localități. Cu cel mai mare număr de localități din țară, județul Prahova, poliția județului Prahova, pune la dispoziție 12 examinări pentru categoria A în fiecare săptămână. Asta înseamnă că unul sau doi examinatori merg vinerea la poligon, unde se prezintă 12 candidați. Dacă unul sau mai mulți dintre acești candidați nu se prezintă, pur și simplu se pierde un loc sau, sau în funcție de câte neprezentări sunt, atâtea locuri se pierd. Deci nu se poate face absolut nimic în privința aceasta. Ia uite câtă mizerie aici. Pur și simplu trebuie să aștepți 12 candidați pe săptămână ori 10 săptămâni, 120 de persoane. Deci pentru 120 de persoane eu trebuie să aștept 2 luni jumate.
Mi se pare incredibil așa ceva. Dar asta este. Atâta s-a putut. Cum ar zice un contemporan. Ia uite ce grafitiuri frumoase aici. Și asta este interesant. Am ajuns în Brazi, în capătul celălalt al comunei Brazii de jos. O tură foarte tare. Chiar mă bucur că am luat-o pe aici. Mă gândesc pe unde să merg de aici înainte. Să consult un pic telefonul. Ia că am ajuns până în Brazii de jos, până la capătul comunei. Doar pe drum off-road. Peisajul e magnific. Încă o săptămână, două și înfloresc toți pomii, liliacul. E perfect. Vremea e perfectă pentru bicicletă. Asta e traseul nou, pe aici n-am mai fost niciodată. Hai să vedem unde ne poate duce drumul ăsta, deși teoretic duce la gara Triaj. Noi acum vin paralel cu centura de vest a Ploieștiului. Altundeva nu prea avea unde să pute drumul acesta. Am mai fost pe aici, în urmă cu un an. Și aici trebuie să fie un graffiti foarte frumos cu Tupac.
Cazan. Foarte frumos. Poate multora dintre voi nu o să vă vină să credeți, însă aici suntem în mijlocul orașului, în Ploiești. Mai găsim și deșeuri. Nu toate deșeurile reprezintă plastic. Aici avem deșeuri de cale ferată. Însă avem natură. Se simte pe alocuri și mirosul de la rafinării. Asta este poluare, găsim în toate orașele. Însă eu am găsit nenumărate zone de pădure și toate aceste zone sunt în acest clip. Așa că dacă vreți să le vedeți, urmăriți clipul acesta și o să vedeți pe unde mă plimb. O să găsiți și voi locurile acestea minunate din Ploiești. Și cu alte ocazii, alte locuri din alte localități. Însă acum, priviți și voi cât de frumos este acest loc. Această pădure unde de-a stânga și de-a dreapta avem căi ferate. Eu mă simt foarte bine aici, iar mirosul este primăvăratec. Într-o astfel de zonă nu ajungi nici cu motocicleta, nici cu ATV-ul, nici cu monociclul, nu ajungi cu absolut nimic. Ajungi pe jos și cu bicicleta. Deci, este importantă și bicicleta. Îmi doresc să aduc un prieten aici cu trotineta lui electrică, are niște roți mai mari, o trotinetă off-road, dar să vedem dacă se bagă în aventura asta. E cineva aici? Hello. Salut. Să intru în casa omului. Dar ce chestie. Iar asta este încă o locuință
mai mare. Oh. Nu mă așteptam să găsesc așa ceva. Făzăniță. Sincer, mi s-a părut un pic înfiorătoare zona aceea. Mai ales pentru faptul că a lăsat descuiat. Oare unde pot ajunge pe aici? Hai să o tai înainte. La bicicleta asta îi zice off-road. Așa că hai să vedem dacă merge off-road în adevărat. În adevăratul sens al cuvântului. Dragilor, aceasta a fost aventura de astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și foarte curând voi veni cu clipuri noi din aventurile mele pe ATV sau motocicletă, însă motocicleta va mai aștepta și cu ATV-ul de săptămâna viitoare. Așa că vom începe să cutreierăm locuri mai îndepărtate și păduri și fiți alături de mine pentru a crește comunitatea acestui canal. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe la canalul meu. Apăsați și clopoțelul pentru a fi mereu la curent cu videoclipurile postate și ne vedem data viitoare. Eu am fost Will Spinner. Bye!